astăzi, așa cum îi spune și titlul, este unul atipic canalul meu de YouTube, ceea ce înseamnă că nu o să vorbim de machiaje, de produse de îngrijire, de cine și ce tehnici de înfrumusețare, o să vorbim despre examenul de bacalaureat, despre experiența mea cu examenul maturității și despre cum am reușit să-mi gestionez timpul, să învăț eficient și cum am reușit să trec peste această perioadă de criză existențială de dinainte de bacalaureat. La liceu eu am fost la filologie simplă, deci nu am fost la filologie intensivă, engleză, franceză, italiană, am fost la filologie simplă, ceea ce înseamnă că am dat examen la limba română, la istorie și din acea listă de materii din care trebuia să aleg, am dat examen la geografie. Nu am nicio legătură, din păcate, și îmi pare rău, dar nu am avut nicio legătură și nicio tangență cu materiile ce țin de real și de parte de științe, matematică, fizică, chimie. O să vorbim clar despre partea aceasta de filologie, pentru că asta am dat. Înainte de a intra propriu-zis în pâine, vreau să vorbesc puțin despre geneza videoclipului. Dar doar puțin. Na, eu sunt cu istoria, evident, vorbesc mai întâi de un scurt istoric și după trecem la treabă. Conceptul și ideea acestui videoclip s-a născut dintr-o întrebare pe care o primisem atunci când am spus la un moment dat pe Stories că sunt student la Facultatea de Istorie. Și în acel mesaj eram întrebată care este, domne, magia și ce lucruri am făcut și care este, practic, cheia succesului de a învăța la istorie. Și acela a fost momentul că m-am gândit că poate ar fi o idee bună să abordez acest subiect. Sunt sigură că o să ajute și măcar să vă dea așa mici repere și mici informații de care să vă legați astfel încât să vă organizați puțin înainte de acest val de stres. Discuția și videoclipul vreau să fie într-o manieră lejeră, vreau să fie o discuție ca de la student la elev de clasa 12-a, ca de la student la student sau poate ca de la student la o persoană care învață pe cont propriu acasă. Nu vreau să mă vedeți ca un guru al învățatului, ca cine știe ce teoretician care a fondat cine știe ce teorii prin care să înveți eficient în 2 ore toată materia pe care trebuia să o înveți într-un semestru. Și eu am trecut prin asta, sunt acea persoană care încă se stresează pentru examene, care tremură atunci când dă un examen și prin acest videoclip vreau pur și simplu să vă dau anumite sfaturi și să vă spun ceea ce la rândul meu m-aș fi dorit ca acum 2 ani să aud. Mai am ceva de spus înainte de a intra în pâine și anume că eu deja învățasem și deja eram cât de cât familiară cu operele și cu istoria și cu ce aveam de pregătit pentru bac. Nu neapărat că m-am apucat de învățat, la modul acela propriu de învățat, dar am fost la toate orele la liceu, am participat, mi-am făcut toate temele și cumva am avut noroc și de profesori care mi-au predat și care și-au dat interesul să abordeze toate subiectele pe care noi le avem de pregătit. Primul și primul lucru pe care l-am făcut și pe care îl consider necesar și un pas esențial pe care nu puteți să îl lăsați deoparte este acela să vă faceți un program. Să vă faceți un calendar propriu de care să țineți cu dinții și pe care să respectați riguros. Ceea ce am făcut eu a fost să îmi fac un program odată ce mă apropiam de zilele examenului și odată ce am trecut în a doua jumătate a semestrului al doilea, să fac un program și să-mi împart clar cele 2 luni rămase la dispoziție, dintre care oricum iunie avea ultima săptămână mâncată de examene, pentru că aveam bacul pe 25, 27 și 29. Și mi-am luat 2 foi distincte, pe care cu culori, cu tot felul de lucruri care să-mi atragă atenția, mi-am împărțit lunile în zile și săptămâni. Și acela a fost momentul când am avut o privire de ansamblu asupra situației și m-am gândit câte săptămâni aș aloca pentru fiecare materie în parte. Nu am avut treabă cu engleza pentru că mi-am echivalat cu examenul de FCE pe care l-aveam în acel moment. De asemenea, cu competențele digitale, tot așa mi-am echivalat treaba pentru că am dat dinainte CDL-ul. Mi-am făcut și o scară a valorilor și m-am gândit care este materia de care mă tem cel mai tare și care este materia unde am cele mai multe goluri. Pentru că odată ce porniți cu adevărat să învățați pentru examen, cel mai bine și cel mai eficient ar fi să începeți să învățați la materia la care vă este frică și la materia la care știți că șchiopătați. Pentru că porniți deja cu mintea limpede și cumva o să asimilați mult mai repede informații. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Mă temeam de limba română și nu mă temeam de faptul că sunt mult prea multe opere sau că nu o să reușesc să le cuprind, ci mi-era frică de această subiectivitate. Pentru că la limba română lucrurile sunt subiective și
lucrurile țin foarte tare de exprimare și mi-era frică pe moment să nu mă pierd. Și m-am gândit ca pentru limba română, la momentul respectiv, să îmi dedic 2 săptămâni din viață, din cele 2 luni rămase. Programul te ajută foarte tare să-ți organizezi timpul și niciodată nu este o pierdere de timp să-ți organizezi timpul. Bun, mi-am făcut programul. Mi-am stabilit clar când învăț la română, când învăț la istorie și când învăț la geografie. Aici depinde de fiecare cum vă alocați timpul și cu ce începeți. Dar la mine cam asta a fost ordinea. Ceea ce nu am reușit să fac și asta evident iarăși ține de firea fiecăruia și de personalitatea fiecăruia, pe zi, totuși, nu mi-am făcut o delimitare temporală. Nu mi-am făcut niciun program, în sensul că nu mi-am scris acolo că de la 8 dimineața până la 10 învăț enigma utilei, de la 10.03 până la 10.25 mănânc și de la 10.27 până la 10.35 vorbesc cu prietenii. Dacă aș fi făcut acest lucru, cu siguranță m-aș fi gândit la timpul rămas, decât să mă concentrez cu adevărat pe ce aveam eu de învățat. Pentru o zi, să spunem că mi-am ales de învățat enigma utilei cu toate cele 3 eseuri. În ziua respectivă învățam exact așa cum simțeam. Dacă învățam 2 ore jumătate, bine. Dacă în alea 2 ore jumătate mai făceam câte o pauză de 5 minute, câte o pauză de 10 minute, evident ține de ritmul fiecăruia de a învăța. Dar dacă simțeam să fac ceva, automat opream și făceam acel lucru. Un alt punct esențial, trezitul de dimineață. Pe mine mă ajută foarte tare să mă trezesc la oră foarte, foarte matinală, din simplu motiv că nu are cine să mă deranjeze. Îmi închid ușa, stau în camera mea și învăț acolo din zori, vis de dimineață. Câteodată, hai să spunem că mă mai duc pe la bucătărie ca să-mi adun mâncare și să am la mine în cameră, dar acolo mă baricadez și nu mă deranjează nimeni. Dacă aș învăța seara, cu siguranță aș avea lucruri care m-ar distrage. Să spunem că nu stau pe telefon, bun, dar aud pe cineva vorbind prin casă, aud televizor, aud radio. Fiind de dimineață, mă ambiționez și mai tare, pentru că reușesc să învăț într-un interval ceva mai scurt, în sensul că, să spunem că învăț un eseu timp de 3 ore. Însă una este să-l înveți de la 7 dimineața până la 10 și să observi că abia este ora 10 dimineața și tu mai ai întreaga zi la dispoziție pentru a repeta și pentru a trece la următorul, decât să mă trezesc la ora 11:30-12, să învăț 3 ore un eseu sau ce am eu de învățat, și să constat că este deja 3 sau 3 jumătate. Cumva sună altfel și cumva mai stau și mă gândesc cât timp mai am la dispoziție până la 12:01. Pentru mine sistemul ăsta nu funcționează. Apoi, iarăși un aspect care ține de program este să învăț în acea săptămână strict pentru o materie, să dedic acel timp strict pentru materia respectivă. Pe mine nu funcționează să învăț astăzi la română, mine să învăț puțină istorie și apoi mine să învăț 2-3 minuți pentru geografie. Mi se pare că le încurc, mi se pare că le amestec și mi se pare că am mintea în toate părțile. Un alt lucru ce ține de învățat este învățatul în pat. Știu că multă lume recomandă să asociați patul strict cu dormitul. De aceea nu e bine nici să mâncați în pat, nici să învățați în pat și cumva lucrul acesta l-am simțit și pe pielea mea. Un alt aspect de care nici nu vă dați seama pe moment cât impact are asupra psihicului vostru sau prin cum vă dați seama dacă rezultatul este pozitiv. Însă, nu vă mai luați după ceilalți și încercați să scăpați de acel obicei de a pune întrebarea, tu cât ai învățat? Încercați să vă creați acest program al vostru și să nu depindă și să nu țină de nimeni din exterior. Este programul vostru care este bazat pe forța voastră de a învăța, forța voastră de a reține, forța voastră de a vă concentra, pe ce vă place, pe ce nu vă place. Și dacă vă comparați cu ceilalți și dacă vă comparați cu ritmul altei persoane, nu vă face absolut deloc bine și mai mult vă pierdeți timp. Acum, odată că am terminat cu acest capitol ce a ținut de program de gestionarea timpului și de comparația cu ceilalți, vreau să vorbim de materialele auxiliare și să vă arăt cărțile, lucrările din care eu am învățat și pe care la rândul meu le-aș recomanda și care mi se par veridice și mi se par a fi în concordanță cu ce mi se cere. Cumva să vă arăt cărțile care au o informație esențializată și cât de cât structurată și logică și cronologică și așa mai departe. Înainte de toate, vreau să vă spun că nu pretind de niciun fel că sunt cele mai bune cărți de pe acest pământ, celelalte manuale sau dacă deja v-ați cumpărat lucruri sau aveți alte materiale sunt proaste și nu trebuie să învățați și acestea reprezintă garanția supremă și garanția că va ploua cu note de 10 la bacalaureat. Nu. Sunt cărți care v-am zis mie mi s-au părut bune,
care pe mine m-au ajutat și care mi-au adus o informație suplimentară care a umplut acel gol pe care aveam nevoie să-l umplu. O să încep cu limba română, pentru care înainte avusesem o altă culegere, doar că odată ce am dat de aceasta, mi s-a părut mult mai structurată și mult mai pe subiect față de ce aveam eu înainte. Cartea de la Art Educațional se numește Eseul, este turcoaz cu alb. Autorii sunt Marilena Lascăr și Liliana Paicu. Este varianta rapidă de pregătire pentru bacalaureat și este ediția 2017. V-am zis editura? Numindu-se eseul, automat tratează strict subiectul al treilea, deci nu o să găsiți exerciții sau teste sau nimic ce ține de subiectul 1 sau 2. În mare, are toate operele de care aveți nevoie, de asemenea, pentru fiecare operă în parte, are și cele trei eseuri esențiale, și anume tema și viziunea, construcția personajului și relația dintre două personaje. Un alt motiv pentru care vă recomand este că tratează subiectul 3, strict respectând acele liniuțe pe care trebuie să le aveți în vedere în realizarea unui eseu. Și cam acesta este succesul prin care puteți să vă apropiați cât se poate de tare de punctajul maximum la subiectul 3. Și anume să respectați în tocmai ceea ce vi se cere. Și mie mi-a fost foarte greu, nu neapărat în perioada bacului, dar pentru o perioadă lungă de timp, mi-a fost foarte greu să diger această informație, vorbește pe subiect sau scrie ceva pe subiect. Ce înseamnă vorbi pe subiect? Deci cred că și cu acest videoclip, chiar dacă mi-am făcut un plan de atac, automat intru în detalii, pe măsură ce mi-aduc aminte anumite repere sau mi-aduc aminte anumite informații. Dar această carte vă învață clar cum să respectați acele puncte și automat, dacă ele se regăsesc în eseul vostru, șansele să luați un punctaj cât se poate de mare pentru subiectul 3 există. Uitându-mă la colegii mei, tratau câteodată subiectul 3 gândindu-se la ce își amintesc ei despre opera respectivă, dar mulți nu își dau seama că acele liniuțe care vă sunt date sunt puse acolo în tocmai să vă ajute, să reprezinte acele repere. Și dacă reușiți să vă învățați un eseu pe baza acelor liniuțe, o să vă fie mult mai ușor să vă aduceți aminte informațiile la examen. Continuăm cu câteva sfaturi practice de data aceasta. Primul și primul lucru, citiți fiecare cerință cu maximă atenție, chiar de 2-3 ori. Obișnuința ne îndeamnă să trecem direct la exerciții, însă există câteva cuvinte cheie care se află chiar în construcția cerinței. Spre exemplu, pentru subiectul întâi, în care ți se cere să răspunzi în enunțuri, automat răspunsurile scurte nu vor fi luate în considerare. Drept urmare, unde aveți de răspuns în enunțuri, chiar pentru un exercițiu în care doar trebuie să menționați un element anume, răspundeți reluând formularea din cerință. Pentru subiectul care îmi cerea un text argumentativ cu privire la o anumită ipoteză, mereu mi-am afirmat punctul de vedere prin sintagme precum: după părerea mea, eu consider că, cred că, un argument care îmi susține afirmația conform căreia este că, astfel, textul va căpăta o notă personală, iar argumentele vor fi delimitate și ușor identificabile dacă vor fi introduse prin astfel de sintagme. De asemenea, indiferent de numărul de cuvinte cerut, mereu am folosit în textul argumentativ minimum două argumente care să-mi susțină punctul de vedere, astfel încât să fie convingător, fie că este unul pozitiv, fie că este unul negativ. Pentru corpul textului, ar fi bine să țineți cont și de cele trei componente esențiale: introducere, cuprins și încheiere, astfel încât textul să fie organizat și să puteți incorpora și cerințele pe care trebuie să le aveți în vedere la acest punct. Iar pentru partea a treia, legați-vă de acele subpuncte care trebuie respectate și de nota care apare după fiecare subiect. Pentru istorie, am avut norocul să am deja materialele după care să învăț pentru BAC, ceea ce înseamnă că de fiecare dată mi s-a predat, am vorbit despre acele subiecte, am făcut teme și cumva 80% din informații mi le-am învățat de la ce am primit de la liceu, deci nu aș putea să vă ajut cu niciun manual. Însă, ceea ce mi s-a părut mie extrem de bun, ca un ghid pentru istorie, a fost acest memorator al autorului Emilian Colceru, Istorie pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Are dimensiuni foarte mici, după câte puteți observa, cel puțin față de cea de la română. Este un memorator, este un ghid, este o cărticică de buzunar, ea spune. Pentru care mi-am cumpărat acest memorator este că reprezintă scheletul examenului la istorie. În sensul că aici aveți informația esențializată în cel mai succint mod posibil. Și aveți aici numai și numai structuri și numai idei principale. Pe lângă faptul că are un preț undeva la 5 lei, 5 lei, 50 sau 6 lei maximum, asta depinde evident pe ce site vă uitați și ce promoții prindeți,
Și din toate materialele pe care le aveam la dispoziție, aceasta a fost singura lucrare și singurul manual, singurul ghid, care a avut în sfârșit informația cronologică. Informația de la începutul începutului până la sfârșitul sfârșitului. Nimic haotic și nimic prezentat, începem puțin cu daci, după o dăm puțin cu 1700 și după revenim puțin la început daci. Nu. Iar pentru această disciplină, pentru istorie, este extrem de important să învățați informația cronologic în primul rând și abia apoi logic. Dar spun cronologic în primul rând pentru că evenimentele se succed. Evenimentele sunt toate cumva cauză-efect, cauză-efect. Sunt ca un fel de fântână, ca un fel de bulgăre de zăpadă care ajunge de la nivelul de bulgăre și acumulând straturi de zăpadă la om de zăpadă. Deci este foarte, foarte important pentru istorie să învățați cronologic. Pentru istorie, primele două subiecte necesită o atenție și o concentrare maximă, întrucât răspunsurile se află chiar în textul dat. Vin din nou cu același îndemn să citiți de 2-3 ori cerința, pentru că pot apărea mici confuzii. Pentru exercițiile în care vi se cere să numiți sau să menționați un element care apare în text, ar fi bine să răspundeți în enunț, adică reluând formularea din cerință, și să precizați acel element exact așa cum apare în text, chiar dacă poate denumirea diferă de ceea ce știm noi astăzi. Doar precizați, nu mai veniți cu informații suplimentare. Exercițiul care vă cere cele două informații bazate pe relația cauză-efect. O informație este informația cauză, iar cea de-a doua informație este informația efect. Și ar fi perfect dacă le-ați delimita în formulare. Pentru subiectul al treilea, sfaturile ar fi să scrieți titlul și să aveți o introducere, un cuprins și o concluzie, care să difere de paragraful în care vă exprimați punctul de vedere. De asemenea, ar fi bine să respectați limita impusă și să vă formulați ideile neapărat pe baza cerințelor. Ceea ce m-a ajutat pe mine a fost să notez aspectele la care voiam să fac referire pe o ciornă și să-mi ordonez evenimentele cronologic pentru fiecare subpunct în parte. La geografie, în cazul în care v-ați ales opțiunea aceasta, vă sfătuiesc să învățați repetând și rezolvând teste. Cartea aceasta de exerciții de la Editura Universitară a fost foarte bună, atât pe partea teoretică, cât și pe partea de teste. Însă orice carte cu teste și cu partea teoretică este binevenită. Un exercițiu aici care necesită intervenția mea ar fi punctul D, în care aveți de realizat o comparație, fie între două țări, fie între două unități. Pentru a se înțelege foarte clar care ce caracteristici are și de ce s-ar diferenția, ar fi bine să le prezentați comparativ, exact așa cum v-am lăsat acest exemplu. Referitor la grafice, ar fi bine să aveți un creion în mână cu care să verificați de fiecare dată informația înainte de a scrie răspunsul pe foaia de examen. Exercițiul este extrem de ușor, dar, întocmai neavând un grad de dificultate ridicat, eu l-am citit superficial și exact la acest exercițiu am greșit din neatenție. Din experiență vă spun, citiți-l și verificați-l de 2-3 ori înainte de a termina examenul. Concluzionând, sper din tot sufletul că acest videoclip să vă fie de folos și sper să aveți rezultatele la care vă așteptați. Examenul nu este greu, mai degrabă toată această presiune de dinainte îl face să pară a fi de nedoborât. Însă, din păcate, el este cel care va deschide seria examenelor prin care urmează să treceți și la facultate. Luați-le ușor, este doar un examen care ține foarte mult de moment și de cum gestionați tot acest stres. Vă mulțumesc pentru vizionare dacă ați ajuns până aici. În cazul în care mai există întrebări, pentru că sfaturile ar fi interminabile, voi răspunde în rubrica de comentarii. Ne vedem curând! Baftă!